este costumul de lolă, este un care aparține unui obicei vechi săsesc al vreslelor din Agrita și au rolul să protejeze lada de vreaslă care este emânată de la vechiul starost la noul starost. Pregătirile pentru această sărbătoare încep încă din vară, când tinerii confecționează costumele pe care le vor purta la paradă. Acompaniați de fanfară, aceștia cântă și dansează, iar trecătorii sunt serviți cu gogoși calde. Trebuie să ai neapărat un clește în care să pun gogoși pentru public, un bici și masă. Parada lolelor este și un prilej pentru ca diferitele brezle din orașe să se întâlnească și să-și etaleze costumele. Dansul ursului cu ursarul, care ne plimbă. Ne-am învățat să dansăm și când reprezentăm breaza blănarilor. Frumos, frumos! Tradițional, săsesc frumos! Mi-a plăcut! Fiecare a ce foarte frumos! Anul acesta, la Parada Lolelor, s-au împărțit peste 10.000 de gogoși.